Bună ziua, stimate doamne, stimați domni, sunt Liliana Palihovici, președinta Asociației Institutum Virtutis Civilis și în ultimii 3 ani am investit timp, emoții și un efort considerabil pentru a susține și a încuraja femeile să se implice activ în politica din Republica Moldova și în procesele decizionale. Prin Academia de Liderism pe care am lansat-o 2 ani în urmă, am împărtășit experiența mea politică, precum și experiența altor femei și bărbați care au activat în politică, cu sute de femei care se gândeau la acea etapă că ar putea și ar dori să se implice în politică. Dar exista un dar care nu le permitea să ia decizia finală. Sper că am reușit să le susținem și să le încurajăm pe multe. Multe din ele au ajuns deja să aibă un rezultat deosebit la prima etapă, la prima testare, care a fost în octombrie 2019, atunci când s-au implicat activ în campania electorală pentru alegerile generale locale. Mă bucur și apreciez efortul lor, dedicația lor, curajul lor, ca în timpuri destul de complicate pentru sate, pentru raioane, pentru țară în general, să ai curajul să-ți pui pe umerii tăi toată povara greutăților unei comunități. Vă propun astăzi să discutăm despre puterea curajului, care este o expresie a unei virtuți extraordinare pe care fiecare om și-ar dori să o aibă. Puterea curajului care creează lideri, care creează istorii de succes, care face din oameni necunoscuți să devină eroii unor comunități, eroii unor generații, eroii unor timpuri. Astăzi toți au oportunitatea de a se implica și de a accede într-o funcție publică. Dar câți din noi, dintre femei, dintre bărbați, câți din noi au puterea curajului să-și asume această decizie? În următoarele minute vom discuta despre ce ar fi bine să faci ca să-ți crești șansele tale de a fi aleasă. Și nu doar șansele tale, șansele noastre a femeilor de a deține mai multe funcții publice și de a putea influența politica publică în Republica Moldova în toate domeniile, de a putea influența deciziile, unde și câte fonduri să alocăm, care sunt grupele de cetățeni care în primul rând trebuie să fie susținute. Deci vom vorbi și vom prezenta informații utile despre cum să-ți faci un plan de campanie, cum să-ți creezi o echipă care să te susțină și să fie alături de tine în atingerea obiectivului final, care trebuie să fie victoria într-o alegeri, în alegeri, fie ele locale, fie parlamentare sau prezidențiale. Și în același timp vom vorbi despre încredere. V-ați întreba, de ce acum venim cu acest mesaj și discutăm despre participarea femeilor în campania electorală? Fiindcă deja este timpul să te implici și să începi pregătirile pentru următoarea campanie electorală. Timpul trece mai repede decât tu crezi, iar pregătirea ta include mult mai multe elemente decât se pare la prima vedere. Și pentru a te pregăti, ar trebui să începi cu a cunoaște mai mult despre tot ce înseamnă legislație și acte normative care reglementează procesele electorale, fiindcă o candidată informată, o candidată care cunoaște bine procedurile, poate deja să-și asigure o parte din succesul campaniei sale. Ce este important să cunoști? Care sunt condițiile pe care trebuie să le întrunească o candidată sau un candidat? Ce include lista actelor pe care trebuie să le prezinți instituției electorale pentru a fi înregistrată în calitate de candidată? Cine sunt cei care te vor reprezenta
în relațiile tale cu instituțiile electorale, dar în același timp în relațiile tale cu alți candidați, cu concurenții tăi în campanie electorală. Este un lucru important la care, din experiența pe care o am și din alegerile pe care le-am monitorizat recent, am constatat că multe dintre femei nu au acordat prea multă atenție acestui subiect. Cum vei merge în campanie electorală? Vei merge în calitate de candidată independentă? Sau vei fi înregistrată în calitate de candidată a unui partid politic? De ce este important acest lucru la această etapă? Fiindcă de decizia ta depinde modalitatea de a-ți pregăti dosarul pentru înregistrare. Depinde cum îți vei dezvolta mesajul tău electoral. Depinde cum îți vei structura planul tău de campanie și nu în ultimul rând, depinde și de resursele pe care le vei avea la dispoziție pentru a-ți construi o campanie de succes. Numai puțin important este să te documentezi despre regulile ce țin de finanțarea campaniilor candidaților electorali, regulile care sunt aplicate pentru ca să reușești în termenii stabiliți de legislație să prezinți rapoartele necesare, să înregistrezi donațiile financiare care sunt alocate în susținerea campaniei tale electorale. Numai puțin important este să te documentezi despre care sunt sancțiunile aplicate candidaților care vin cu mesaje de ură împotriva altor candidați sau împotriva anumitor grupuri de cetățeni. De ce este important? Pentru ca să știi exact cum trebuie să reacționezi prompt în astfel de situații, fiindcă unele din astfel de mesaje, care cu regret încă se întâmplă în campaniile electorale din Republica Moldova, atât în campanii ce țin de alegerile locale, precum și în campanii ce țin de alegeri parlamentare și prezidențiale, au scopul de a te intimida, au scopul de a diminua din avântul tău de implicare în procesele decizionale și probabil că urmăresc presiune, urmăresc să pună presiune pe tine pentru a te scoate din procesul electoral. Nu trebuie să fie acesta lucru care va influența decizia ta și cariera ta profesională. Mai multe detalii despre toate acestea te încurajez să le citești în codul electoral și în alte acte normative care sunt publicate pe pagina Comisiei Electorale Centrale. M-am gândit să-ți ofer câteva întrebări la care ar fi bine să dai un răspuns sau să ai un răspuns. Nu trebuie să dai răspunsul ăsta nimănui. Este un răspuns pe care ți-l dai ție și care te va ajuta mai departe să-ți construiești strategia corectă vis-a-vis de implicarea ta în politică, vis-a-vis de implicarea ta în procesele decizionale. Prima întrebare pe care aș dori să ți-o pui este: de ce m-aș implica eu? Există o problemă în localitatea mea, în regiunea mea, în țara mea, pe care eu doresc și pot să contribui să fie soluționată? Care este motivația mea să mă implic în acest proces? Dacă vei avea răspunsul care este motivația, cu siguranță că vei avea și certitudinea, este potrivită pentru tine activitatea politică sau nu prea, și te va ajuta să primești o decizie corectă de a te implica sau nu în politică. Fiindcă s-ar putea să existe și alte căi cum ai putea să influențezi anumite procese sau să contribui la soluționarea unor anumite probleme. O altă întrebare sau moment pe care trebuie să-l examinez este: cu ce experiență vin eu în acest proces? Cât este de valoroasă experiența mea? Cum experiența mea poate fi valorificată în binele societății? Și este experiența mea una care poate fi servit drept argument puternic, unul din argumentele puternice pentru alegători de a mă vota? Să-mi răspund la întrebare: de ce m-ar vota pe mine alegătorii din comunitatea mea? Sau de ce m-ar vota pe mine
cetățenii din raionul meu, dacă pretind la funcția de consilier raională. O altă întrebare pe care te rog să, la care te rog să te gândești este: sunt suficient de pregătită? Când vorbesc despre sunt suficient de pregătită, nu mă refer la câte diplome ai, câte facultăți ai făcut sau dacă ai anumite studii într-un anumit domeniu. Nu, nu, nu. Este vorba de cât de pregătit ești, dacă este etapa, este momentul potrivit în viața ta pentru astfel de decizii. Pentru a înțelege acest lucru, ar fi bine să analizezi subiectul și din perspectiva familiei tale. Fiindcă în momentul când vei lua o decizie de a te implica în politică, viața ta privată va deveni viață publică. Tot ce a fost privat pentru familia ta, pentru membrii familiei tale, va deveni subiect public. Deci te încurajez, înainte de a lua această decizie, să discuți cu fiecare membru al familiei tale și după aceasta cu toți împreună, pentru a avea pe toți de partea ta, fiindcă vei avea nevoie de susținerea și ajutorul lor în campania electorală. Discuția cu familia sau cu membrii familiei ar putea să fie una nu prea ușoară, fiindcă sunt multe femei curajoase. Dar întrebarea mea este: avem la fel de mulți bărbați curajoși care ar accepta ca soția, partenera lui să fie implicată în conducerea unei localități, a unui raion, a unei țări? Sunt gata să accepte această postură mai puțin obișnuită pentru ei a femeii? Dacă răspunsul în cazul dumneavoastră nu este unul pozitiv, vă îndemn să nu vă descurajați, fiindcă aveți timp să aduceți argumentele necesare oamenilor care vă iubesc, să vă susțină, să vă încurajeze și să fie alături de voi. De ce sunt așa convinsă de acest lucru? Fiindcă în experiența mea recentă am avut mai multe situații similare și chiar una din participantele la Academia de Liderism, care o admiram pentru dedicația pe care o avea și hotărârea de a se implica în campania electorală, a venit într-o zi cu întrebându-mă ce să fac. Îmi doresc foarte mult să particip în campania electorală, însă familia mea este categoric împotrivă. Am discutat, i-am dat sfaturile potrivite, i-a luat vreo 2 luni ca să-și convingă soțul să fie alături de ea în acest proces. Mă bucur că a reușit să se înscrie în campania electorală locală, care a fost una victorioasă pentru ea. Este un exemplu care poate fi urmat și trebuie să fie urmat de majoritatea femeilor care încă nu sau nu au reușit din prima discuție cu membrii familiei să obțină răspunsul afirmativ de susținere a intenției pentru implicare în viața politică. În același rând, vreau să te încurajez să analizezi și subiectul pe cât de mult ești pregătită să faci față stereotipurilor, să lupți cu stereotipurile și cu elementele care pot apărea în perioada campaniei electorale. De ce vorbesc acest lucru? Fiindcă încă sunt mulți oameni care nu au cea mai pozitivă atitudine față de femeile active, față de femeile care au opinie proprie și care vin și cu critici atunci când văd sau constată o proastă guvernare, fie ea la nivel local sau fie ea la nivel național, și nu doar critică, dar au și opțiunile lor de cum ar putea să fie făcut altfel. Eu sunt sigură că tu ai puterea curajului să depășești aceste stereotipuri, să curmi bârfile și să iai o decizie corectă, una care ar fi benefică carierei tale profesionale și una care ar
ajuta comunitatea ta, raionul unde trăiești sau țara să depășească problemele majore de dezvoltare cu care se confruntă. Lista întrebărilor pe care trebuie să ți le pui înainte de a lua decizia de a te implica în politică nu este lungă, dar nici scurtă. O altă întrebare pe care ar trebui să o examinezi este una ce ține de starea sănătății tale fizice. Trebuie să fii conștientă că o campanie electorală implică mult efort emoțional și fizic. Deci va trebui să muncești mult mai mult. Da, știu că femeile sunt obișnuite să muncească 9-8 ore sau 8 ore la serviciu plus încă nu știu câte ore pentru treburile din gospodărie, dar imaginează-ți că aici va trebui să faci și activitate suplimentară, una de lucru cu comunitatea, una de coordonare a echipei tale, de campanie. Deci va implica mai mult timp, mai mult efort emoțional și efort fizic. Soluțiile sunt mai multe, una din ele este partajarea responsabilităților. Trebuie să fii conștientă că o campanie eficientă implică mai multe resurse, resurse financiare și resurse umane. Trebuie să analizezi dacă există acele spații de unde tu poți să obții aceste resurse, să ai un răspuns, măcar aproximativ, de unde ai putea să colectezi fonduri pentru a-ți finanța campania, de unde ai putea să-ți completezi echipa cu care vei merge în campanie electorală. Tendem să analizezi și aspectul ce știe comunitatea despre tine. Dacă ești o persoană activă, implicată în comunitate, ai realizat mai multe proiecte, ai avut mai multe inițiative care au fost susținute de comunitate, ar fi bine să-ți faci o strategie cum împrospătezi memoria colectivă despre ce ai făcut, cum ai făcut și ce rezultate ai obținut pentru comunitatea ta. Te încurajez să evaluezi și rețeaua oamenilor pe care îi cunoști, cu care ai comunicat în activitatea ta profesională și să decizi care sau să îți faci un fel de inventariere în această listă, să vezi cine din ei ar putea să te susțină în campanie electorală, cine și cu ce ar putea să te încurajeze sau să contribuie, cine din ei ar putea să completeze lista susținătorilor tăi, simpatizanților tăi și cine din ei ar putea să accepte să devină membri ai echipei tale de campanie. Dacă ai reușit să ai un răspuns afirmativ la toate aceste întrebări, sau dacă la unele din ele răspunsul nu este afirmativ, dar ai un plan exact de acțiuni, ce trebuie să faci pentru a remedia micile probleme, atunci te încurajez. Nu aștepta. Acționează. Într-o campanie politică sunt mai multe elemente care contribuie la succes. Printre acestea sunt motivația, viziunea candidatei, metodologie inovativă de organizare a campaniei, resursele și, totodată, echipa. Nu intenționez astăzi să vă vorbesc despre toate aceste elemente. O vom face pas cu pas în alte mesaje și cu alte ocazii. Astăzi vă propun să discutăm despre echipa dumneavoastră de campanie, care este, din punctul meu de vedere, elementul cheie care ajută un candidat să obțină victoria în alegeri. Puteți să fiți cea mai curajoasă femeie de pe lume, dar dacă nu v-ați ales echipa corect, sunt multe elemente de pericol pentru succesul campaniei dumneavoastră. De aceea este important atunci când vă creați echipa, din start, fiecare membru al echipei dumneavoastră să înțeleagă că în această echipă toți vor trage în aceeași direcție, deci în direcția victoriei dumneavoastră. Numai puțin important este ca fiecare membru al echipei să înțeleagă că nu toți pot fi în față și nu toți vor fi în față.
Există doar o singură persoană care este lidera sau liderul echipei care va fi în prim plan, iar restul vor trebui să accepte statutul de membru important a unei echipe care contribuie enorm la victoria sau la atingerea obiectivului echipei date și că spațiu pentru egoism în aceste tipuri de echipe, precum și în alte echipe, nu există. La ce mă refer când vorbesc la spații de egoism? Un simplu exemplu am să vă dau. Imaginați-vă că într-o echipă în care fiecare are sarcini exacte, clare și nu sunt realizate, care sunt șansele de succes a liderului? Spre exemplu, avem un membru a echipei căruia a fost pusă în sarcină colectarea informației despre subiectele și problemele pe care electoratul dorește să fie abordate de către cel care va câștiga alegerile. Această informație este una de importanță majoră pentru toți membrii echipei, dar în primul rând pentru lidera sau liderul echipei care își va construi mesajul său de campanie, își va face planul său de campanie în baza acestor informații. Dacă informațiile nu sunt de calitate, dacă informațiile nu sunt colectate la timp, dacă informațiile nu sunt prezentate potrivit, atunci efortul întregii echipe se duce de râpă. Deci aici accentuez. Atunci când vă creați echipa, discutați cu fiecare membru sau cu fiecare persoană pe care o atrageți în echipă și explicați-le foarte clar care este așteptarea dumneavoastră de la el și sau de la ea și care va fi rolul fiecăruia din ei în această echipă. Mai mult ca atât, este important ca gestionarea echipei să fie realizată în așa mod ca fiecare din membrii echipei să înțeleagă că este important și că restul fac tot posibilul pentru succes. Doar încrederea membrilor echipei că pot obține victorie te poate ajuta pe tine. Cine ar trebui să fie parte din echipa ta? În primul rând ar fi bine să ai un manager de campanie, un jurist care să te susțină cu pregătirea tuturor actelor necesare și cu reacțiile prompte în caz de observi că legislația electorală nu este respectată de ceilalți candidați. Un specialist în finanțe, contabil, care trebuie să pregătească și toate rapoartele tale financiare, un coordonator pe comunicarea cu electoratul și, nu mai puțin important, este să ai în echipa ta și voluntarii care te vor ajuta să colectezi informația și doleanțele potențialilor votanți, dar te vor ajuta să transmiți mesajul tău electoral către toți votanții din circumscripția ta, fie cu participarea ta sau și în cazurile când tu nu vei reuși să ajungi în toate localitățile, dacă este vorba de o circumscripție mai mare. Desigur că echipa ar putea să fie mult mai mare decât ceea ce am enumerat eu acum. Totul depinde de mărimea circumscripției tale și de volumul resurselor pe care le ai disponibile. Această decizie va fi luată de tine în momentul când vei ști exact care este circumscripția și care sunt resursele pe care le ai disponibile pentru campanie electorală. Din experiența mea politică, pot să-ți împărtășesc că știu exact ce înseamnă și cum este când o echipă funcționează sau acționează bine, coordonat și ce se întâmplă atunci când fiecare membru a echipei este focusat pe obiective proprii. Vă vorbesc despre echipă, bazându-mă pe experiențele mele personale, dar totodată și pe lecțiile învățate de la alte femei. Spre exemplu, am monitorizat campaniile electorale realizate de femeile candidate la funcția de primară în raioanele Ungheni și raionul Cahul și
m-a surprins problema pe care am identificat-o, cea legată de calitatea echipelor pe care le-au avut candidatele. Spre exemplu, 8% din femeile candidate la funcția de primară din raionul Cahul nu au avut echipă de campanie. Deci au făcut campania singure. Dar în același timp, niciuna din ele nu a câștigat alegerile. Peste 60% din femeile candidate din raionul Ungheni au avut o echipă creată de ele. Altele, peste 22% dintre femeile candidate din același raion, au avut o echipă creată de către partidul politic din partea căruia ele au candidat. Femeile candidate la funcția de primară din raionul Ungheni au menționat că au avut deficiențe de comunicare cu membrii echipei în cazurile când nu au fost ele cele care au avut ultimul cuvânt în crearea echipei proprii. Deci, atenție mare! Chiar dacă sunteți candidata unui partid politic, ultimul cuvânt în formarea echipei trebuie să vă aparțină dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră sunteți cele care puneți pe umerii dumneavoastră responsabilitatea pentru victorie în campania electorală. Și aceasta este la prima etapă. Pe umerii dumneavoastră va veni și responsabilitatea rezolvării problemelor pe care le are acea comunitate atunci când veți fi aleasă în funcția la care ați candidat. Deci, important este cu cine porniți la drum, calitatea oamenilor pe care îi aveți în echipă, calitatea acțiunii și mesajelor pe care le transmit acești oameni și mai mult ca atât, această echipă de campanie se poate transforma într-o echipă care vă susține și vă încurajează și după campanie în realizarea promisiunilor pe care le-ați avut dumneavoastră în calitate de candidată electorală. O echipă este și mai eficientă atunci când ai un plan de campanie. De aceea te încurajez, după ce ai analizat și ți-ai construit echipa, cu atenție să analizezi toate detaliile și informația necesară pentru a-ți scrie și a-ți întocmi un plan de acțiune, care este elementul ce unește resursele umane, resursele financiare, strategiile de comunicare și te duce pas cu pas spre victoria în campania ta electorală. De ce, ce include acest plan? În primul rând, toate acțiunile pe care le vei întreprinde tu pentru a obține victoria. Începând din momentul când tu ai început scrierea acestui plan, până în momentul când, în ziua alegerilor, când se numără voturile. Deci, fiecare pas, fiecare acțiune trebuie să fie scrisă, analizată, testată, iar rezultatele acestor acțiuni urmărite în timp și strategiile tale de campanie ajustate conform rezultatelor pe care le obții tu în urma implementării planului de acțiuni. Știu că nu totdeauna ești adepta scrierii planurilor de acțiuni, dar crede-mă, într-o campanie electorală trebuie să ai acest plan care te va ajuta să te focusezi pe lucrurile și activitățile importante. Te va ajuta să depășești mai ușor crizele pe care se pot întâmpla într-o campanie electorală. Te va ajuta să nu-ți irosești timpul și resursele pe lucruri neesențiale. În același timp, acest plan de acțiuni te va ajuta să determini în care parte a campaniei vei aloca mai multe resurse pentru acțiuni. Deci sfatul meu este să-ți rezervi mai multe resurse, să-ți planifici mai multe resurse pentru ultima parte a campaniei electorale, atunci când toți candidații devin mai insistenți cu mesajele lor, să nu ajungi la momentul că tu ai cheltuit toate resursele tale și toată energia în prima parte a campaniei, iar în zilele finale hotărătoare ai cam dispărut din acest proces, fiindcă sau ai considerat că ai realizat tot pentru a informa cetățean sau pur și simplu nu ți ajung resursele necesare. Tot acest plan trebuie să includă și acțiuni foarte concrete despre cum îți pregătești
reprezentanții tăi, observatorii care vor monitoriza cum decurg alegerile în ziua alegerii și vor urmări ca să nu se întâmple fraude, ca votanții să nu fie influențați în ziua alegerilor și ca să nu fii printre cei care pierzi din numărul votanților tăi din motive de încălcare a legislației de către alți candidați. De multe ori femeile nu candidează, nu din frica de a pierde alegerile, ci din frica de necunoscut. Sper că acest material video pe care îl privești acum te ajută să afli mai mult despre o campanie electorală, despre ce este o echipă pe care trebuie să o aibă un candidat sau o candidată în campanie electorală, despre cum trebuie să-ți construiești campania electorală. Sper că această informație ți-a adus mai multă claritate și te-a convins că lucrurile poate nu sunt atât de sofisticate, complicate, după cum ți-ai imaginat tu până acum. Dacă acest lucru este așa, te încurajez să ne scrii mesaje la acest video, să ne propui care sunt alte subiecte la care dorești să discutăm, să vii cu sugestii despre cum noi mai bine am putea să te ajutăm în luarea decizii de a te implica în viața politică a Republicii Moldova și în procesele decizionale. Puterea curajului tău dă speranță oamenilor în dorința lor de a trăi mai bine.